Bună dimineața! Se pare că azi este o zi puțin mai înnorată, dar nu-i nimic. După nori vine soarele, dacă tu stau singură în acest apartament cu un mega cactus la intrare, am zis cu Marius să-i facem o surpriză mamei lui și să o invităm pentru o săptămână în Cannes. Mă duc să iau de la stația de tren, pentru că vine cu busul, la fel cum am venit și eu aseară de la aeroport, și merg să iau de la stație să înceapă vacanța. Au dormit super bine, liniște. Cannes și străduțele lui micuțe și întortocheate, urcuși, coborâși, graciosa urcare, coborâre. De unde stau, se coboară de pe strada Mareșalului Gallieni. Ce copac frumos! Place de la Republic, Liceul Bristol. Miroase foarte bine a flori. Wow, ce bine miroase! Am ajuns pe strada Marius Aune. Sunt aproape de gară. Nu. Mai am puțin și ajung la stația de bus unde mă așteaptă mama lui Marius. Stația de bus unde mă așteaptă este în fața gării. Merg spre gară, se poate ajunge prin acest pasaj sau se poate lua chiar liftul. În fața mea este un scoar minunat, plin de verdeață, unde este interzis să intri cu câinii sau să te joci cu mingea. Scoarul Anne-Marie Dupuy, prima femeie nominalizată la Consiliul Statului, avocat în 1974 și a fost chiar primarul orașului Cannes până în anul 1989 și deputat european chiar. Să intru puțin. Wow, ce frumusețe! Un loc minunat de stat, mâncat, luat un picnic. A venit și mama lui Marius. Hey! Bine te-am găsit! Bine ați venit! Bună dimineața! Mama lui Marius. Da, și ai prietena mea. Și ne îndreptăm spre Lisa. Monaco. Prima mea experiență în față. Dragii mei. Mai întâi, Lisa, după care luăm un alt bus spre Monaco. Un tramvai? Tramvai și după care alt bus spre Monaco. Se poate ajunge și cu trenul, dar noi am ales să mergem cu busul pentru că vedem mult mai multe. Și pentru a împărtăși aceste frumoase imagini și gânduri. Busul face cam o oră jumate, depinde de trafic, dar avem ce să vedem. Nu ar tot de pe vremea mea. Super bine. Am ajuns cu tramvaiul 2 în Port Limpia și de aici vom lua alt bus ca să ajungem în Monaco. Clădirile sunt superbe, superbe. Vai ce frumos e aici în portul ăsta. Bănuiesc că e portul vechi, nu? Pentru că de văd clădirile. Portul Limpia, da. Oricum.
A fost un drum superb. În primul rând cu mașina, într-o experiență extraordinară, și cu tramvaiul, care e de vis. Călătoria costă 2,50 €. Un confort, jos pălăria, dacă un tren este așa confortabil. Noi românii nu cred că o să avem șansa asta vreodată. Să avem și noi un acces la așa ceva. Și în față, tramvaiul care merge spre aeroport, direct din port. La orice minut ai tramvai. La două minute, altul. Și foarte multe informații care te pot scoate din orice impas. Chiar dacă nu știi franceza, peste tot sunt informații. Exact, și se vorbește și engleza și înțeleg foarte bine. Dacă eu din România am venit acum o săptămână și m-am descurcat de la terminalul 1, a fost pentru mine o experiență de vis în altă lume. Mă gândesc la mulți alții care tot așa au venit pentru prima oară. N-am știut că Franța e atât de minunată și francezii sunt minunați. Îi vedeam în Franța. Da, mai ales la Cannes. Și acum am marea bucurie ca Andreea să mă ducă într-o altă stațiune de pe Riviera franceză, Coasta de Azur, să vedem și Monaco. Hai să Dar aici acum sunt foarte șocată și minunată și mirată de câte bogății sunt prin arhitectura istorică care e păstrată. De exemplu, asta, Maria Sen. Vezi? Aia cu început. Da. Superbă e clădirea. Hai să mergem. Mergem. Decât să stați în România, luați-vă bilete din timp și venit pe Riviera franceză. Nu fac reclamă, dar am văzut ce este. În câteva zile sunt șocată și pulversată totodată. Frumos, cuvinte de laudă. Și mâncarea nu a fost atât de scumpă, mai ales brânzeturile franceze de calitate alte. Super, super. S-au păstrat identificația clădirilor. Bravo lor! Chiar în portul Nisa, apă proaspătă din Alpi. Eau d'Azur, surs de bienetră. Apa Alpilor. Gratuită. Apă minerală. Apă minerală din Alpi, asta e pură minerală. Gata. Și acum vom lua busul 607 până în Monaco. Busul 607 din Nisa în Monaco, cea mai ieftină variantă. Noi vă oferim aceste informații pentru a merge pe bani puțin în stațiuni luxoase. Merită toți banii acest drum cu busul, decât venit cu trenul. Peisaj impresionant. Coasta de Azur. Minunata coastă plină de
verdeață se simte până în pus mirosul florilor și lavandei. Am ajuns în Monaco. Oui. Din bus direct în muzeul timbrelor și al monedelor. Ne-am cocoțat tocmai aici să luăm prânzul. Un picnic la înălțime în Monte Carlo. Să vedem care sunt prețurile la Monaco. Un inel 45.000 de euro și alt inel 81.000 de euro, 200. Și altul? Ce? Ceasuri, bătrâșii de damă. O nimica toată așa, un... Uite aici, da, uite ce zrocamă, în pietre, ia uite. Parcul arborilor. Sperul. Din patrimoniul francez. Câte brațe are. Traversăm? Da. Lumicicuit de natură vie. Super. Cred că sunt sute de ani în care pomul ăsta cu brațe într-o mare strămânie cu omul. Pe aici? Super. Super, frumos! Sticla de gin în colivie din 1886. Trenul orașului cu trenulețul. Și mașinile din Monaco, bineînțeles, nu puteau să lipsească. Iar în fața noastră, casino. Poliția. Da, da. Ai nici exact cum trebuie. Ai nici moment. Și se pregătește un mare eveniment. În fața casinoului. Poliția. Ce se pregătește? Un eveniment foarte important în viața mea, sosirea mea aici. Sunt
în permanență păzită. Am intrat în cazinoul din Monte Carlo, cel mai de atracție punct turistic din Monte Carlo. La intrare ești așteptat de această domniță legată la ochi, care varsă bani la toată lumea. Toată lumea se oprește, ține mâinile să cadă banul. Arhitectură impresionantă, după cum se poate observa. Am coborât de la casino și în față avem portul din Monaco. Un view de la înălțime. Nu putea să lipsească un Bugatti în locul unde se ține circuitul Formula 1. Grand Prix de Monaco, Bugatti 35, Williams 1903-1945. Iar în față este Steak & Shake, restaurantul pentru care am venit să lucrez în Cannes. Recent au deschis unul în Monaco. Și o să dau o fugă să îmi salut colegii. Ne-am întors cu tramvaiul în Nisa, iar din Nisa luăm înapoi în Cannes busul 620. L-am așteptat puțin pentru că a trebuit să se oprească în acest punct să fie încărcat bus electric.